Bună ziua! Suntem live online cu doamna dr. Roxana Sfrenț Cornățeanu în cadrul primei sesiuni live legate de alergiile alimentare la copii. Vă mulțumim, doamna doctor, că ați acceptat invitația noastră și aș dori să spun privitorilor noștri câteva informații considerăm noi esențiale și despre dumneavoastră și despre sesiunea de astăzi. Deci, doamna dr. Roxana Sfrenț Cornățeanu este medic specialist alergologie și imunologie clinică, doctor în științe medicale, lector universitar, disciplina imunologie și fiziopatologie și șef de lucrări la UMF Carol Davila din București. De asemenea, este membru al Academiei Europene de Alergologie și Imunologie Clinică, membru al Organizației Mondiale a Alergiei, membru al Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică și vicepreședintă a Comisiei de Etică. Alergia este o afecțiune gravă care pune viața în pericol. Statisticile arată că afecțiunile alergice au explodat în ultimii ani. 80 de milioane de europeni suferă de diferite alergii, iar unul din trei copii are sau a avut manifestări alergice. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în colaborare cu Asociația Română de Educație în Alergii și cu susținerea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a inițiat, începând din luna mai 2019, o serie de workshop-uri intitulate Și copiii alergici au dreptul la educație, unde tot personalul medical a fost instruit pentru a interveni rapid în cazul în care se confruntă cu o reacție alergică severă. Seria workshop-urilor a continuat și în vacanța de vară, pentru ca întreg personalul din cabinetele medicale școlare, dar și din cele stomatologice, să fie instruit și să știe cum să reacționeze în caz de șoc anafilactic. Dar să o luăm cu începutul, doamnă doctor, și vă întreb, ce este o alergie alimentară? Există mai multe tipuri de reacții alergice? Sigur că da. Întâi vreau să vă salut toți privitorii, bună dimineața, și să vă mulțumesc pentru invitație. Sper să răspundem la cât mai multe întrebări în dimineața aceasta. Așa cum a spus, prima dată ar trebui să începem cu începutul. Ce este o alergie alimentară? O alergie alimentară este o reacție exagerată a sistemului imun la anumite proteine dintr-un anumit aliment. Asta este foarte pe scurt și ca să nu intrăm în detalii legate de mecanism. Sunt evident mai multe tipuri de alergie alimentare în funcție de mecanismul imun care este implicat. Ele pot să presupună medierea unor anticorpi, IgE-urile specifice. Aceștia anticorpi, trebuie să ne imaginăm așa că organismul, sistemul imun, de fapt, este, să zicem așa, puțin confuz. Consideră unele substanțe din mediu, printre care și substanțe din alimente, ca fiind posibil invadatori. Drept urmare, produc anticorpi, o clasă greșită, să spunem, de anticorpi, IgE-urile acestea specifice, care recunosc molecule din substanțele, de obicei proteinele alimentare, și vor declanșa o cascadă întreagă de evenimente care duc la manifestările clinice din alergiile alimentare. Acesta este unul din mecanisme. O altă variantă este o reacție de tip întârziat, dar acestea sunt mult mai rare. Aș vrea să vă întreb ce este o intoleranță alimentară. Cum facem diferența? Sau care sunt cele mai frecvente intoleranțe alimentare? Aici este o întrebare frecventă, pentru că multe dintre manifestările clinice ale reacției alergice, a unei alergii alimentare și a unei intoleranțe alimentare, sunt similare, în special cele care se referă la manifestările tubului digestiv. Însă diferența cea mai importantă este mecanismul de producere. Dacă am spus că o reacție alergică poate să aibă, este obligatoriu să aibă mecanism imun, o intoleranță are drept cauză
incapacitatea organismului de a digera corect un anumit aliment. Este legat de un deficit al unei enzime, care este implicată fie în digestie, fie în absorție. Cele mai cunoscute intoleranțe sunt intoleranța la lactoză, intoleranța la fructoză, intoleranța la gluten. Și aceasta este una din cele mai cunoscute. Când apar alergiile alimentare? Sunt alergiile alimentare specifice la copilor, pe grupe de vârstă sau... Dacă un copil este alergic, când apar primele manifestări? Alergiile alimentare pot apărea la orice vârstă. Pot apărea încă din perioada de suga. Da? Cel mai frecvent apar după inițierea diversificării. Evident că primele alergii alimentare vor fi la proteinele laptelui de vacă, în cazul în care s-a introdus laptele de vacă. Se apreciază că în jur de 2,8% dintre copiii sugari au o alergie la proteinele laptelui de vacă. Sunt mai frecvente la copii, adică pe intervalul de, pe grupa de vârstă 0-19 ani, sunt studii care raportează o incidență între 4 și 7%. Există, evident, pot să apară și în perioada adultă. La adulți, prevalența este în jur de 4%. Se apreciază că în Europa, unul din 20 de adulți suferă de o alergie alimentară. În Statele Unite, unul din 13 adulți suferă de o alergie alimentară. Ceea ce remarcați dumneavoastră la început, și anume că în ultimii ani există un, să zicem, o explozie, o creștere foarte bruscă și foarte importantă a numărului de noi îmbolnăviri, da, se justifică prin studiile existente, care, inclusiv studiile de follow-up, adică aprecierea incidenței și prevalenței alergiilor alimentare, de exemplu, în anii 90, și studii care au venit și au evaluat această prevalență după 10 ani sau după 20 de ani și au demonstrat creșterea acestei numărului de noi îmbolnăviri. Și dacă înainte alergiile în general și alergiile alimentare în special erau, să zicem așa, apanajul societăților economice dezvoltate, în ultimele două decade se constată că devin din ce în ce mai frecvente și în societățile care au adoptat așa numitul stil de viață vestic. Cel mai elocvent este exemplul Chinei, în care un studiu de acesta cu un moment T0 și un follow-up după 10 ani a demonstrat aproape dublarea numărului de persoane alergice. Asta, evident, este în relație cu stilul de viață, modificările stilului de viață pe care le resimțim cu toți, inclusiv societatea noastră. Și inclusiv mâncarea poate să fie o cauză. Aceasta. Deci una dintre modificările stilului de viață includ exact aceste aspecte. S-a modificat dieta, a crescut foarte mult proporția alimentelor procesate industrial în regimul nostru de viață zilnic, a crescut poluarea. În fine, s-au schimbat multe, multe în ultimii 30 de ani, 20-30 de ani, s-au schimbat foarte multe lucruri. Dar pot fi alergiile alimentare ereditare? Se pot moșteni? Sau intoleranțele? Ce să spunem? Există... Aspectele genetice au preocupat întotdeauna medicii
și alergologi și de alte specialități, cu cât progresul acesta tehnologic ne-a permis să facem investigații genetice, cu atât am aflat mai multe lucruri. Ce se poate spune? În general, persoanele care dezvoltă alergii au un fond genetic predispozant. De altfel, ei parte și o denumire, se numesc atopici. Atopia este predispoziția individuală sau familială de a dezvolta alergii de toate soiurile și alergii alimentare. Pentru aceasta au fost identificate anumite clastere genetice care, în care sunt prezente mutații și în care cei care sunt purtători ai acestor mutații mai degrabă dezvoltă o alergie. Dar boala alergică nu este într-o relație strict cauzală. Aceasta e gena, aceasta e mutația, dacă o ai, faci boală. Este un fond genetic predispozant și este necesar interacțiunea cu factorii de mediu. Da? E evident că această creștere foarte bruscă, adică în ultimii 20-30 de ani, a numărului de persoane alergice, nu poate să fie explicată doar prin mutații genetice, care ar trebui să ia un timp mult mai îndelungat. Și atunci s-au căutat diverse cauze și s-a ajuns la concluzia că, da, fondul genetic este important, dar la fel de importantă este și interacțiunea cu factorii de mediu, care pot să, această interacțiune poate să ducă inclusiv la modificări epigenetice, ceea ce înseamnă că nu sunt modificări permanente în structura genetică, ci modificări temporare, care temporarul ăsta poate să dureze una, două, trei generații. Și atunci parcă ne mai începem să mai înțelegem ce se întâmplă cu noi. Intoleranțele alimentare, așa după cum v-am spus, datorate unui, în principiu, unui deficit enzimatic, au fost, s-a identificat că anumite tipuri de intoleranțe, de exemplu intoleranța primară la lactoză, este asociată cu modificări în gena C13910OT, nu cred că are vreo importanță, dar cu o anumită genă, da? Intoleranța la fructoză primară poate să fie asociată cu o genă. Intoleranța la gluten, cea celiacă, avem două, una celiacă și una non-celiacă, este asociată în mod cert cu o anumită structură genică, cu o modificare în, cu prezența genelor HLA DQ2, HLA DQ8. Deci există această asociere, numai că, v-am spus, dacă la intoleranțe, unele tipuri de intoleranțe pot să fie asociate cu o modificare genetică, la alergiile alimentare este mai vag, e un fond genetic predispozant. Da? De altfel, aici este o întreagă discuție cu persoanele atopice, care, având această predispoziție, mai degrabă dezvoltă ceea ce se numește marșul atopic. Marșul atopic, adică copilul mic, sugarul, dezvoltă prima dată dermatita atopică, dermatita atopică și în principiu poate să evolueze exact așa ca un marș, în sensul că mai târziu asociază alergii alimentare, cam o treime din copiii cu dermatita atopică dezvoltă alergii alimentare. Da? După care poate să dezvolte, pe măsură ce mai trece vremea, în perioada de adolescență, rinită alergică sau astm alergic. Da? Toate aceste patologii care au mecanism IgE mediat, în principiu, toate fac parte din ceea ce se numește marșul atopic. Ele pot să fie toate sau pot să fie doar una sau două. Depinde de noroc, de soartă, încă nu suntem atât de departe încât să putem să
abordăm acea medicină personalizată de care se tot vorbește printre specialiști în ultimele două decade, așa, și se bazează foarte mult pe tehnologii, pe identificarea fondului genetic al individului și capacității lui de a dezvolta anumite patologii, dar și posibilitatea de a-l trata absolut personalizat. Încă suntem departe, dar suntem pe drumul cel bun. La începutul transmisiunii ați abordat un pic subiectul, dar vă întreb încă o dată, cu alergie te naști sau poate apărea în timp? Sau când e momentul cel mai des întâlnit ca apar? În copilărie, în adolescență sau... Așa cum am spus, cele mai frecvente alergii alimentare se găsesc în grupa de vârstă a copiilor, 10-19 ani. Cei mai mulți și cei mai mulți sunt cei 0-5 ani. Da, deci copiii de grădiniță, dacă discutăm, acolo este problema cea mai mare. De ce? Pentru că modul de evoluție a unei alergii alimentare, în funcție de tipul de alergen, poate să ducă la obținerea toleranței, cum este alergia, să zicem, alergia la proteinele din laptele de vacă, alergia la ou, da? Sunt cele mai frecvente la copilul mic, da? Ei, acestea, în principiu, cea mai mare parte dintre ei, majoritatea dintre ei, până la 5 ani, capătă toleranța. Ce înseamnă asta? Că poate să consume acel aliment fără să mai aibă nicio expresie a unei reacții alergice, da? Nicio manifestare clinică. Pe de altă parte, alergiile care au drept factor declanșator alte alimente, cum ar fi arahidele, peștele, acestea, odată căpătat alergia, nu se dezvoltă toleranță în mod natural. Da? În acest moment, cel puțin pentru alergia la arahide, s-a aprobat în Statele Unite, a fost aprobată un tratament de desensibilizare. Deci o încercare de a induce toleranța printr-un protocol de desensibilizare. Înainte de a continua, vreau să le spun urmăritorilor noștri că pot pune întrebări și pe care vi le vom adresa dumneavoastră la finalul acestei sesiuni. Îi așteptăm cu drag cu întrebări la care să răspundem. Sigur. Și acum să trecem la miezul problemei. Cum se manifestă o reacție alergică? Bun. Principalele simptome. Ca să fie mai simplu de ținut minte și de înțeles, o să le grupez așa pe aparate și sisteme, să zicem. Manifestările cutanate. În aproape 90% din cazuri, cele mai frecvente sunt manifestările cutanate, care pot să fie de tipul urticariei, de tipul rașului, înroșirea pielii, mâncărimii, prurit, da? Deci, o erupție cutanată, o urticarie. Urticarie este acea manifestare care seamănă, așa se și de aici poartă numele acesta. Arată pacientul, descrie, arată ca și cum aș fi fost bătut cu urzici. Da, deci asta este, da? Avem niște papule acolo, este un eritem, este intens pruriginos, este fugace, în sensul în care acum sunt aici leziunile pe antebrațul stâng și peste câteva ore dispar de aici, dar apar, nu știu, pe gât, pe unde vreți dumneavoastră. Deci asta este ideea aceasta de a fi fugace, de a nu fi fix. Acolo a apărut, acolo moare. Da? Deci, așa, deci să revenim. Cele mai frecvente manifestări clinice sunt cele cutanate. Dar asta nu exclude manifestările orale, de exemplu. Aproxim, nu sunt chiar puține, sunt în jur de 30% din cazuri. Ce înseamnă? La nivelul gurii pot să apare senzația de disconfort, senzația de mâncărime, umflarea buzei, limbii, uvulei, da? Vâlului palatin. Deci să avem acolo niște... Da, disconfort, senzația de înțepătură,
poate să fie, vedeți, sunt foarte nespecifice. Nu prea îți dai seama. Bineînțeles că cel mai grav la nivelul gurii poate să fie gură-gât, poate să fie edemul glotic, edemul laringian, care duce la sufocare. Acesta este de obicei asociat sindromului de alergie orală. O să discutăm eventual mai târziu despre. Ce se ne poate face? Nu o să credeți, dar pot să fie manifestări oculare. De asemenea, 30 aproximativ, sunt studii care raportează 30% din cazuri în care manifestările sunt la nivelul ochilor. Ochii mănâncă, hiperlacrimație, înroșire, umflarea pleoapelor sau la nivelul aparatului respirator, fie la nivelul cărilor respiratorii superioare, la nivelul nasului. Începe să strănute, mănâncă nasul, curge nasul. Curgerea este ceea ce noi numim rinoree, este o secreție apoasă, da? Abundentă. Sau căilor respiratorii inferioare. Și aici deja lucrurile se complică. Senzația de respirație dificilă. Mult mai grav este când auzim șuierătură sau wheezing, tuse, răgușală. Vedeți? Acestea deja sunt niște simptome grave care trebuie să atragă atenția. Deci aici lucrurile nu mai sunt chiar atât de simple. În 10% din cazuri, aproximativ 10% din cazuri, poate să apară ceea ce se numește anafilaxia, în care presupune manifestări la nivelul sistemului cardiovascular, cum ar fi hipotensiunea, care poate să ducă la leșin, hipotimie, amețeale, palpitații, sau la nivel neurologic. Și aici avem oboseală, senzația de... uneori chiar au fost raportate pierderea conștiinței. Alergiile alimentare pot avea manifestări din ce în ce mai grave sau pentru fiecare pacient manifestările sunt identice la fiecare episod? Nu sunt identice la fiecare. Intensitatea, deci am putea să le clasificăm în unele mai puțin severe, cum ar fi cele cutanate, să zicem că mănâncă pielea. La copii trebuie să punctez ceva. Este de notat, copiii, mai ales copiii mici, nu știu să-ți spun. Și atunci ei ar trebui ca părinții să fie atenți când copiii spun lucruri trezinte, ca să zicem așa. Spun așa, am un șoricel în burtică. Da? Da. Mami simt că am păr pe limbă. Deci senzația este de disconfort, de el nu știe să ți-o spună. Nu o să-ți spună am disconfort în limbă și nu o să-ți spună în niciun caz că am înțepătură. El spune ce simte. Am o broscuță în gât. Da? Deci aici, vedeți, astea pot să fie de la ușoare, de la nebăgat în seamă, da? Tendința de a se scărpina, tendința de a duce mâna la nas, la ochi, da? Când nu a avut nimic mai departe. Devin mai grave când copilul devine palid, vezi că s-a jucat, devine din ce palid, se așează, pare a fi deconectat de ce este, sau somnolență bruscă, vedeți? E mai dificil. Sau copilul răgușește. Nu mai poate vorbi, prezintă dificultăți în respirație și n-a avut nimic până acum câteva minute. Simptomele se agravează. Ceea ce este de ținut minte este că nu un pacient face aceleași manifestări clinice de câte ori se întâlnește cu alergenul la care este sensibil. Simptomele acestea depind de cantitatea de alimente ingerată, depind de nivelul de sensibilizare alergică,
Da? Depinde modul de prezentare a alergenului alimentar, dacă este în stare crudă, dacă este preparat termic, se modifică prepararea termică, modifică alergenicitatea. Mai sunt și alți factori care pot influența severitatea manifestărilor clinice. Efortul fizic poate să fie unul dintre ele. Administrarea unor medicamente, cum ar fi antiinflamatoriile nesteroidiene sau antiacidele gastrice sau anumite infecții concomitente. Pentru copiii, pentru fetițele mai mari, așa, fazele ciclului menstrual și ele pot să influențeze intensitatea simptomelor. Și, în fine, asta este pentru adulți, consumul de alcool de asemenea va amplifica intensitatea unor manifestări ale unei alergii alimentare. Dar simptomele unei alergii apar întotdeauna imediat după consumul de alimente? Dacă vorbim, deci așa cum am spus la început, avem, ca să spunem, alergie alimentară o să implică un mecanism imun, dar nu întotdeauna mecanismul ăsta imun poate să fie IgE imediat, așa cum v-am spus la început, și atunci, da, manifestările clinice vor apărea la un interval de timp scurt față de consumul alimentului, da? Și chiar contact o să discutăm și acest aspect. Adică, ce înseamnă scurt? Înseamnă minute, în unele cazuri, până la 2, maxim 4 ore. Bun, asta este o dată. Mai avem și situația în care avem o reacție alergică cu un mecanism întârziat, în care apare manifestarea clinică ceva mai târziu. De altfel, acesta este și un criteriu de diferențiere între o reacție alergică și o intoleranță, apropo de ce spuneam la început, pentru că dacă reacția alergică IgE mediată apare brusc și rapid după consumul alimentului, intoleranța, manifestările clinice de la intoleranță, care presupun partea digestivă, preponderent partea digestivă, și reacția alergică are manifestări clinice la nivelul tubului digestiv, și anume greață, vărsătură, balonare, flatulență, diaree explozivă, da? Acestea sunt. Și acestea sunt comune cu intoleranța alimentară. Dar la intoleranță apar ceva mai târziu, la reacția alergică apar mai devreme, după consumul alimentului. Care este cantitatea de aliment care poate să declanșeze simptomele? E suficientă și o mică înghițitură? Este suficientă, este chiar mai puțin de o mică înghițitură, ca să zicem așa. Avem depinde de intensitatea alergiei, de intensitatea sensibilizării alergice, pot să fie suficiente și contactul cu urme de alergen. Pentru persoanele intens sensibilizate, în special la unele alergene, arahidele sunt unele dintre ele, peștele și fructele de mare sunt altele. Da? Aici, dacă nu ne gândim, lasă copilul să guste. Că nu, ce o să-i facă dacă gustă. Nu. Atenție! Se poate declanșa o reacție alergică severă la persoanele intens sensibilizate, chiar și la cantități foarte mici, foarte mici însemnând urme. Da? Deci, inclusiv în ceea ce privește contaminarea alergică, adică am preparat o salată cu ton, să zicem, nu știu, cu fructe de mare și cu aceleași ustensile pregătesc copilului altfel de mâncare și am folosit aceleași ustensile. Chiar dacă eu i-am pregătit mâncarea sigură, fără conținut alergic, este foarte posibil ca eu să-i declanșez o reacție alergică severă. Și există alergii și la aditivi alimentari? Care ar fi cei mai frecvenți?
Păi, da, există și la aditiv alimentar. Poate că ar trebui să vă spun întâi care sunt cele mai frecvente alergene alimentare. Da. Așa. Printre cele mai frecvente sunt cerealele, care conțin gluten, grâu, secară, orz, ovăz, hibride. Acestea sunt cerealele care conțin gluten și aici fac acea mențiune. Putem să avem reacție alergică, IgE mediată, sau putem să avem intoleranță la gluten, da? Celiacă și non-celiacă, acum a mai apărut încă ceva, dar nu ne mai bate în cap. Ideea este, manifestările clinice sunt asemănătoare, diferența dintre ele, de exemplu, este momentul în care apar aceste manifestări clinice față de consumul alimentului, iar în ceea ce privește intoleranța la gluten, acolo o să putem avea și afectare generală a organismului în sensul pierderi în greutate, fatigabilitate, anemie, osteoporoză, deci asta este puțin mai dificilă. Următorul, foarte frecvent, mai ales la copii mici, sunt alergenele din proteinele laptelui de vacă. Acolo avem două lactoglobuline, alfa și beta, și o caseină. Deci sunt mai multe, de aia le spunem proteine laptelui din vacă. Ouăle sunt de asemenea surse de alergene în mod frecvent. Arahidele, nucile. Nucile, aici spunem tot ce are coaja aceea tare, migdale, alune, nuci, caju, fistic, nuci de macadamia, că acum, vedeți, schimbarea stilului de viață, faptul că noi avem acces la toate soiurile de nuci de pe tot pământul ăsta, venim în contact cu ele și ne gândim, păi nu, că nu am cum să fiu alergic. Da, pentru că aici este o altă problemă, există posibilitatea să ai o reacție încrucișată. Adică, da, sigur, avem anticorpi specifici care recunosc o anumită secvență din alimentul acela, de exemplu, mâncă. Dar acela este foarte, se găsește secvența aceea sau o secvență cu un grad înalt de homologie și în alte alimente, alte nuci. Drept urmare, eu voi avea manifestări clinice și la alte nuci. Nu numai la aia, da? Peștele. Și aici este cumva aceeași discuție. Semințele de susan, soia, crustaceele. La crustacei, crabi, homari, raci, creveți, moluște. Iar midi, stridi, calamari, caracatiță. Vedeți? Acestea nu sunt în dieta, în... cum să spun, în bucătăria românească, în mod obișnuit. Muștar, țelină, dioxidul de sulf și sulfiții, apropo de aditiv, și lupin. Acestea sunt cele 14 alergene alimentare care sunt considerate a fi răspunzătoare de cele mai multe alergii în Uniunea Europeană. După cum vedeți, unele dintre alimente nu intră în dieta obișnuită a românilor. Din păcate, noi nu avem date, sau sunt foarte puține și restrânse, nu avem date prin care să putem spune care sunt alergenele specifice, cele mai frecvente întâlnite în alergiile alimentare ale românilor, mai ales la copii. Da? Deci asta este o poveste, o durere mare. Aici mă întrebați de aditivi alimentari. În afară de sulfiți pe care îi găsiți, sulfiții se găsesc în vin, de exemplu, se găsesc, sunt conservați pentru fructele uscate, fructele acelea confiate, da? Fructe, dar se găsesc și în o mie de alte produse, siropul de arțar, ketchup, o mulțime de alte produse. Devin importanți atunci când au o cantitate mai mare de 10 mg per kilogram,
sau PPM per milion, aceștia, sulfiții, îi regăsiți pe etichetă, notați cu ceea ce se numește E220, E228. Da? Deci aici este un alt punct care trebuie luat în considerare, și anume că se poate face ceva. Persoanele alergice cercetează eticheta pentru că, conform directivelor Uniunii Europene, există obligația să se noteze conținutul de substanțe, de alimente alergene cu litere bolduite. Da? Și chiar și o să observați pe etichete, a fost prelucrat acest produs într-o a fost procesat într-o unitate în care s-au procesat arahide, selină, unul dintre alergenele pe care le-am menționat anterior. Sau cu urme de. Vedeți? Asta vă vine încă un argument. Țineți minte, cantitatea este importantă. Orice cantitate, cea mai mică cantitate, urmele de, pot să declanșeze la persoanele intens sensibilizate, în special la anumite alergene, arahidele sunt unele dintre ele, reacții severe. Reacțiile severe, șocul anafilactic. Da? Ce mai putem să mai avem? Putem să mai avem la monoglutamatul sodic, care este potențiator de gust. Se găsește într-o mulțime de alimente procesate și chiar a fost o modă, la un moment dat, vegeta. Vai ce bună face mâncarea! Da? Sigur că da, așa este. Benzoați. Benzoatul de sodiu, benzoatul de potasiu. Ce mai putem să avem? Celebrii nitriți. Nitriți, nitrați, care se găsesc în mezele. Aspartam, îndulcitor. Și coloranți. Coloranții se găsesc peste tot. În sensul în care tartrazină, amarant, galben-oraș, eritrozină, azorubină, înroșesc. Da? Le găsiți în sucurile așa numite, cum se cheamă astea, carbogazoase. Da? Băuturile carbogazoase. Aveți mare, mare grijă. Da? Vreau să vă întreb dacă un copil nu este alergic la pește, dar i s-a introdus peștele și masă, poate dezvolta alergie la fructele de mare? Sau când e indicat să introduci fructele de mare la copii? Fructele de mare este indicat să introduci cât mai târziu. Vreau să zic așa. Da. Altfel, fructele de mare se găsesc, alergiile la fructe de mare se găsesc mai frecvent la adulți. Chiar nu este un aliment fără de care nu se poate dezvolta copilul. Deci, de altfel, ca și indicație generală, să zicem așa, de prevenție, nu pot să spui de prevenție, dar în fine, ca și indicație generală, pentru copii este indicat să fie alăptați o perioadă cât mai lungă, 4 luni minim, 6 luni mai bine. Deci, practic, să introduci diversificarea după 6 luni. Și, evident că diversificarea trebuie să fie făcută în cunoștință de cauză. Nu-i dăm copilului să guste orice mănâncă adultul, asta este o dată. Și alimentele care sunt cunoscute cu potențial alergen, este recomandat să fie introduse în alimentație cât mai târziu. Arahidele se introduc după 2 ani. Da? Deci mai amânăm. Da? Cum pot depista părinții alergiile alimentare? Adică care ar fi semnele care ar trebui să atragă atenția părintelui asupra unei posibile alergii? Când trebuie să-și testeze copilul, da? Când trebuie să-și pună un semn de întrebare, ceva nu e ok? Eu deja am prezentat manifestările, un tablou al manifestărilor clinice, da? Deci, cumva trebuie ținut minte acest aspect. Dar, aceste manifestări clinice trebuie puse în relație cu un context. A mâncat ceva într-un interval. Și asta este important.
intervalul de timp. Pentru că cele mai multe alergii alimentare sunt cele IgE imediat. Și am spus că este foarte important, intervalul de timp de la consumul alimentului până la declanșarea simptomelor este foarte scurt. Da? Asta este ce trebuie să atragă atenția unui părinte. Un alt factor foarte, un element foarte important este repetabilitatea. Măi, iar diaree, dar ce am mâncat? Cu tare, dar și data trecută am mâncat tot cu tare. Deci, trebuie ținut minte că într-o reacție alergică, de câte ori se va întâlni cu alergenul sensibilizant, va avea manifestări clinice. Și asta e o altă diferență față de intoleranță, unde manifestarea clinică depinde de cantitate. Da? Adică se poate declanșa la cantități mari consumate. Da. Deci, astea sunt, se repetă, sunt aceleași manifestări sau manifestări similare în contextul consumului unui aceluiași medicament, atunci părintele ar trebui să se gândească să consulte un alergolog. Ce teste se fac pentru diagnosticarea unei alergii alimentare? În primul rând se fac testele care să evidențieze prezența IgE-urilor specifice, anticorpilor de care v-am vorbit, și aceste teste pot să fie făcute prin teste pric cutanate sau prin teste serologice. Dar aici trebuie punctat ceva. Nu este deci nu se poate pune diagnosticul de alergie. Cert, de certitudine, alergia alimentară, dacă avem niște IgE-uri specifice pozitive sau teste cutanate pozitive cu valori mici, cu dimensiunea papulei mică, în lipsa unui context clinic. Deci, mie îmi ies niște IgE-uri pozitive, vai de mine, scot alimentul din... Dar copilul nu face nimic la contactul cu acel aliment. Nu ne grăbim să scoatem alimentul acela din dietă, pentru că s-ar putea să fie un aliment important pentru dezvoltarea copilului, da? Deci aici trebuie să doar medicul alergolog poate să evalueze un diagnostic, testele de testele cutanate, testele serologice de IgE-uri specifice în contextul anamnestic sugestiv, iar certitudine se pune pe baza testelor de provocare orală. Asta este diagnosticul de certitudine. Trebuie să existe o corelare între testele cutanate și testele de sânge pozitive, adică... Da, în principiu ele evaluează același lucru, prezența IgE-urilor specifice față de alergenul în cauză. Și copiii care au alergie la un aliment sunt mai predispuși să dezvolte alergii și la alte alimente față de cei care n-au nicio alergie? Da, în principiu da, se poate dezvolta polisensibilizarea. Pe de altă parte pot să apare manifestări și la alte alimente prin acel fenomen de reacție încrucișată pe care am menționat-o mai devreme, în sensul în care structura alergenică din alimentul de structura alergenică recunoscută de IgE-urile acelea specifice poate să fie similară cu alte structuri din alte alimente și atunci va produce manifestări clinice similare la contactul cu alte alergene asemănătoare. Reacțiile cele mai cunoscute, reacții alergice alimentare încrucișate sunt, de exemplu, între proteinele laptelui de vacă și proteine din laptele de capră sau de oaie, între diferite fructe, între diferite specii de fructe de mare, între diferite specii de pești osoși, da? Între nuci și alune de pădure, cum am spus mai devreme, caju, nuci braziliene, între piersică și alte fructe din aceeași familie, familia rozaceelor, cum ar fi măr, cireașă, vară, prună, da? Între grâu și orz și celelalte cereale care conțin gluten,
Da? Deci atunci nu este o polisensibilizare, de fapt. Este pur și simplu reacția, este o reacție încrucișată. La fel de bine poate să existe un tip particular de manifestare clinică, și anume sindromul de alergie orală, în care copilul, să zicem, este sensibilizat la un aliment, la un polen, și face o reacție la un aliment datorită acestei reacții de încrucișare. Reacție încrucișată. Alergiile alimentare se pot vindeca? Am spus mai devreme. Depinde de tipul de alergie. De exemplu, copilul poate să capete toleranță pentru anumite alergene. De exemplu, dacă are o alergie la proteinele laptelui de vacă sau la proteinele din ou. Cele mai multe cazuri, până la 5 ani, copiii capătă toleranță. Deci scapă, ca să zicem așa, de alergie. Să zicem, s-a vindecat de alergie, da? Dar nu este valabil pentru toate alergenele. Adică, la arahide nu se întâmplă lucrul acesta. Da? La fructe de mare nu se întâmplă, nu capătă toleranță. Și pentru copii cu alergii dovedite, științific, prin analize, ce ar trebui să conțină trusa de urgență? Sau cine îi recomandă copilului respectiv, părinților, trusa de urgență? Și ce trusa de urgență se recomandă pentru copii care au manifestări severe. O trusă de urgență, în primul rând, trebuie să conțină un EpiPen, auto-injector, da? Care conține adrenalină. De asemenea, ar trebui să conțină un antihistaminic și eventual un broncodilatator dacă copilul a făcut manifestări clinice care implică dispnee sau wheezing sau manifestări la nivelul căilor respiratorii inferioare. Și acum trebuie să spunem așa, că ce ar trebui să facă un părinte, asta mi se pare important, ce ar trebui să facă un părinte care are un copil alergic? În primul și în primul rând, părintele ar trebui să anunțe persoanele care trebuie să știe. Cine trebuie să știe? Trebuie să știe cel care l-are în grijă, educator, învățător, profesor. Da? Cine ar trebui să știe? Personalul cabinetului medical. E foarte important să știe toate persoanele acestea. Inclusiv în cazul copiilor de grădiniță să fie anunțat educator, personalul cabinetului medical școlar și personalul de la bucătărie. Pentru că este foarte important că îți lași copilul acolo. Noi la cabinetele medicale școlare, întotdeauna, la începutul anului, se distribuie către părinți un formular în care sunt întrebați. Copilul dumneavoastră suferă de vreo alergie? Care sunt alimentele la care este alergic? Care sunt manifestările clinice pe care le are? Astea sunt lucruri extrem de importante. Suferă de vreo alergie severă? Există un plan de acțiune recomandat de medicul specialist? Un copil cu care suferă de o alergie severă, în mod cert are un plan de acțiune recomandat de medicul specialist, de medicul alergolog, și acolo este inclusă și portul de autoinjector cu adrenalină. În ultimii un an, doi, în cabinetele medicale școlare, ASSMB-ul a distribuit în toate unitățile școlare în care au existat copii care au declarat că au un plan de acțiune, părinții au declarat că copilul este alergic, are alergie severă, are un plan de acțiune cu o recomandare de la specialist, că are nevoie de EpiPen, atunci în școlile respective, în cabinetele medicale școlare ale grădiniței unde a fost,
au fost distribuite autoinjectoare cu adrenalină. Pe de altă parte, personalul din cabinetele medicale școlare a fost instruit, a avut parte de instructaj atât în ceea ce privește alergiile alimentare, cât și în ceea ce privește ce trebuie să facă, modul de acționare, cum să reacționeze. Este foarte important pentru părinte să comunice. Nu este o problemă, dragi părinți, nu vă gândiți că copilul va suferi, va fi discriminat. Nu va fi discriminat. E mult mai bine să încercăm cu toții să facem educație și cu cadrele didactice și cu copiii. Este foarte important și chiar eu am inițiat un program, să zic, în anumite unități în care am prezentat cadrelor didactice aceste informații despre alergiile alimentare și ce ar trebui să facă. Și depinde extraordinar de mult de părinte, de colaborare între părinte, cadru didactic și personalul cabinetului medical școlar, ca să facem cu toții ceea ce se numește educație, să învățăm și pe ceilalți copii cum trebuie să reacționeze în fața unui coleg care suferă de o alergie alimentară. Și copilul trebuie să-l educăm să spună, să fie atent, să poarte o îmbrățară, un colier în care să fie menționat alergenul. Nu este o rușine. Nu este o rușine. Părinții trebuie să-și educe copilul să cunoască ce mănâncă, ce bea, să întrebe în cazul în care îi se oferă un aliment sau o băutură, să întrebe, are cutare? Da? Să fie precaut la sala de mese sau atunci când se servește masa, să mănânce doar ceea ce este pregătit special. Vorbesc de copii cu alergii severe, cărora li s-a indicat așa ceva. Deci îi trebuie, în orice caz, să evite alergene. Da? Da? Să, eventual, dacă sunt petreceri în grădiniță, în școală, se știe că vor fi oferite prăjituri și el nu poate să mănânce. Nu e problemă. Să își aducă de acasă ceva preparat sigur. E mult mai simplu. Va participa și la petrecere și va fi și în siguranță. Dacă a avut deja o reacție alergică severă, la cel mai mic semn că ceva nu e în regulă, copilul trebuie să anunțe. Să anunțe adultul care este în preajmă. Nu mai contează cine este. Dacă a fost recomandată de medic trusa de urgență care să conțină adrenalină, atunci trebuie să știe să o folosească. Uite, ăsta este un dispozitiv demonstrativ. Nu este încărcat cu adrenalină. Așa arată un autoinjector cu adrenalină, EpiPen. Și, în mod cert, copiii cărora li s-a recomandat așa ceva au fost instruiți să-l folosească. Dar, pe de altă parte, și adulții sau cei care l-au în grijă trebuie să știe să-l folosească. Așa cum am menționat mai înainte, personalul cabinetului medical școlar este instruit să folosească așa ceva. Numai că aici se pune problema de timp. Intervenția trebuie să fie extrem de rapidă. Ea poate salva viața în cazul unei alergii severe. Cum se folosește? Foarte simplu. Deci întâi îl orientăm. E foarte simplu și intuitiv de orientat. Capătul albastru este spre cer și capătul portocaliu este spre piele. Următorul lucru, ce facem? Scoatem capacul, da? După care ce facem? Îl orientăm și cu direcția îl aplicăm. Deci dacă și-l aplică fiecare, adică așa, este direcția, este brațul din lateral, se va duce și va presa. Se va aplica pe treimea mediu-superioară a coapsei, se apasă, uitați, asta va intra, dispozitivul va intra, iese acul, se administrează, se ține presat până se numără la 10 secunde sau 3 secunde, depinde de tipul de autoinjector. Bineînțeles că acest autoinjector, depinde de vârsta copilului, trebuie să se afle în clasă, la dispoziția educatorului, cine e cel mai aproape. Și la cabinetul medical școlar.
Da? Deci aici, dragi părinți, mesajul meu foarte important este: comunicați cu cadrele didactice, cu personalul medical din cabinetele unităților de învățământ. Este extrem de important să comunicați și cu copilul dumneavoastră și să-l învățați să spună tot ce îi se întâmplă, orice simte că nu este în regulă, să anunțe. Da? Este extrem de importantă acea comunicare. Și dumneavoastră, nu uitați, la începutul anului școlar, când vi se distribuie fișele acelea de la cabinetul medical școlar, completați-le cu mare atenție și fără să ascundeți nimic. Vrem să vă ajutăm. Și trebuie spus că aceste epipenuri sunt oferite gratuit în aceste da, cabinete sigur școlare că da. Pentru toți copiii cu alergii dovedite, cu indicație de la medicul specialist, cu plan de acțiune, da? Cu permisiunea dumneavoastră avem o mulțime de întrebări. Sunteți foarte urmărită și apreciată. Și vreau să încep cu întrebările Vă rog. Celor care ne urmăresc. O doamnă spune așa: ce facem cu laptele și cornul servite în școli? Cei mai mulți copii din școli au alergii la proteina laptelui de vacă. Reacțiile apar și când alții consumă în clasă și lasă urme pe bancă. Aici, din nou, revin. Anunțați cadrele didactice și aici trebuie ca părintele să aibă o colaborare extrem de strânsă cu cadrul didactic în vederea educării celorlalți copii. Nu avem ce să facem. Nu putem să le luăm laptele și cornul la toți copiii din clasă, nu? Deci aici ține de un mare talent să educe, de colaborare între părinte, copil, cadru didactic, personalul medical școlar, că și acesta poate să intervină și să facă la orele respective niște lecții, niște ședințe, ca să zicem, nu știu, niște lecții cu copii în care să li se explice. Nu, altă metodă, în afară de educație, nu există. Copilul alergic trebuie să evite contactul cu alergenul. Altcineva ne întreabă: reacția alergică la carien manifestată prin tuse uscată se tratează medicamentos sau trece cu vârsta? Aceea este altă discuție. Este o alergie, nu e o alergie alimentară. Doamne, îi recomand doamnei să consulte un alergolog, să vadă exact despre ce e vorba și să pună un diagnostic și atunci va ști. Are nevoie de tratament sau nu? Nu pot să răspund la întrebarea aceasta. Ce puteți să-mi spuneți despre pentru reacțiile întârziate? Spune o doamnă: nu pot să-mi dau seama din jurnalul alimentar pentru că poate avea disconfort gastric și după 4-5 zile de la ingerare un aliment. La testele PET și LTT avem foarte multe restricții, dar deși ținem regim, tot 4-5 scaune moi avem mucus. Completez: are alergie la măr, însă mi s-a spus să-i oferim la 5 zile preparat termic, inclusiv cele înrudite. Să scot și acestea, avem multe alimente cu valori mici la LTT, 1,8, 1,6. Este imposibil să dau o consultație acum pe loc. Nu, depășește orice cadru a acestea. Aceasta este totuși o emisiune informativă. Vă rog frumos, luați legătura cu medicul curant și povestiți-i toate aspectele dumnealui. Este în cea mai mare măsură să spună ce, cum și ce ar trebui să facă, cum să controleze mai bine această alergie. Se poate să observăm în timp o reacție alergică la copil, dar ea să nu iasă la analize. În acest caz trebuie insistat sau căutate alte variante de analiză? Colaborați cu specialistul alergolog, da? Menționați toate simptomele pe care dumneavoastră le-ați notat, exact așa, puteți să vă duceți la specialist, cu un mic jurnal. S-a întâmplat asta după ce a consumat asta.
Este important de reținut intervalul de timp între consum și manifestările alergice. Aceasta poate să fie un element care să orienteze diagnosticul, să orienteze dacă există o relație de cauză-efect. Și al doilea aspect este reproductibilitatea. Întotdeauna după ce a consumat, nu știu ce să zic acum, că îmi vine muștar, întotdeauna face urticare. Da? O doamnă spune așa, episoadele diareice cu mucus în scaun la sugar de 3-4 luni, care nu sunt de natură infecțioasă, pot fi simptomele unei alergii? Pot fi orice. Asta pot să spun. Consultați specialistul, pediatru, de preferat un pediatru cu specializare de alergologie. Este foarte util sugar. O doamnă ne întreabă, când este recomandat să le dăm sugarilor potențiali alergeni, ca și nucile, căpșuni, zmeură? După cum am spus ceva mai devreme, este recomandat ca diversificarea cu alimentele potențial alergene să fie făcută cât mai târziu. Am dat și exemplu pentru arahide după 2 ani, da? Da. O altă doamnă spune, am o fetiță de 2 ani cu APLV la care am descoperit de curând o intoleranță la histamină. Dau 7, nu știu ce înseamnă. Ce ne puteți spune de această intoleranță? Intoleranța la histamină. Este o entitate controversată. Ați vorbit cu medicul dumneavoastră curând? Pentru că acolo dumneavoastră, deci acolo va fi interpretat în context clinic. Repet. Diagnosticul unei alergii nu poate să fie făcut doar pe niște rezultate ale unor analize. Trebuie interpretat în context clinic. Este extrem de important. O altă doamnă spune așa, copil cu vârstă de 7 ani, în istoric cu alergii la APLV, ou, gluten, regim strict 2 ani și jumătate, testul Alex prelevat în decembrie 2019 a ieșit complet curat, iar în 20 iunie a făcut edem alergic. I s-a umplat buza superioară foarte tare, deși încă nu este, deși încă este pe regim alimentar, deci este pe regim, care poate fi cauza ținând cont că nu a consumat nimic nou. Să înțeleg că este un angioedem, nu am înțeles foarte bine dacă este un angioedem. Repet, toate lucrurile acestea trebuie discutate în mod amănunțit cu un alergolog. La alergologie este modul de a pune diagnosticul se bazează extrem de mult pe anamneză, da? Pe contextul clinic. Repet, este extrem de important, da? Acest context clinic orientează alergologul și confirmarea vine prin analize. Deci nu pot să vă ajut punctual, pot să vă ajut într-un cadru general. O doamnă ne întreabă, câte stilouri tipe Bipen asigurați? Aveți disponibile sau aveți disponibile dacă într-o școală aveți 5 copii alergici cu acte în regulă la dosar? Pentru fiecare copil care are recomandare de la medicul specialist pentru autoinjector cu Bipen, există cel puțin un autoinjector. Am și întrebări care nu țin neapărat de reacțiile alimentare, așa că nu avem cum să răspundem. Mă întreabă, doamne, este posibil ca alergia la ou să nu iasă în analize, dar cele la proteina din laptele de vacă să iasă? Sau nu este neapărat să fie și alergie la ou, chiar dacă are APLV? Nu este neapărat, n-am spus niciodată că una este condiționată de cealaltă. Aveți încredere în medicul dumneavoastră curant. Vă va explica rezultatele și vă va recomanda cel mai potrivit plan pentru dumneavoastră. Tot doamna cu epipenul bănesc că se referă dacă furnizăm gratuit epipenul și în grădinițe. Da.
O altă doamnă, cum ne dăm seama că este vorba despre o intoleranță alimentară sau o alergie la contact gen detergent sau balsam? Să încerc să reformulez ce își dorește doamna să întrebe. Își dorește să întrebe dacă există reacție alergică alimentară după contact, declanșată de contact. Este posibil, de exemplu, dacă contactul este cu creme care conțin produse, care conțin componente derivate, spre exemplu, din grâu, dar nu cu detergentul, deci nu are legătură alergia alimentară cu contactul cu detergentul, cu, înțelegeți ce spun. Este posibil să avem o alergie alimentară dacă avem un contact, în cazuri foarte rare, cu creme, produse cosmetice care au componente din, să zicem, din grâu. Pentru persoane care sunt alergice la componentele din grâu, da? Gluten. Dar este extrem de rar, doar în anumite condiții, da? Dar în niciun caz nu avem o reacție alergică alimentară declanșată de un detergent? Mă gândesc că să nu fie confundată, să creadă că e de la aliment și de fapt să fie de la balsam sau invers. Da. Cred că am răspuns. Mai avem o întrebare. Senzația de nod în gât poate fi de la o alergie? Chiar ați spus la începutul emisiunii care sunt manifestările. Da. Nu senzația de nod în gât oricând, oricum, orice. Într-un anumit context, senzația de disconfort, da, poate să fie. Contextul este consumul de aliment. Consumul alimentului presupus sensibilizant. Da? Deci nu orice nod în gât. Doamna a revenit, a zis, cum face diferența? Adică cum își dă seama dacă copilul are o alergie alimentară sau are o alergie de contact cu un anumit produs? Vorbeam de balsam mai devreme sau detergent. Mă scuzați. Păi, mie mi se pare destul de diferite, nu știu ce, cum se exprimă. Se gândește, deci copilul să înțeleg că are o manifestare cutanată. Probabil și nu-și dă seama. Și nu-și dă seama dacă este de natură alimentară sau de natură, sau este o alergie de contact. Ia legătura cu specialistul alergolog, facem, discutăm foarte amănunțit contextul și facem niște teste. Atunci o să vedem în ce direcție ne duce. Ce legătură este între histamină, alergii și mastocitoză? Între histamină. Histamina este mediatorul care se descarcă atât într-o reacție alergică IgE imediată, cât și în mastocitoză. Vă mulțumim, doamnă. Doamna doctor, pentru toate informațiile extrem de utile pe care mi le-ați oferit. Sper că am fie de folos. Mai multor urmăritori pe Facebook. Ne cerem scuze dacă n-am reușit la toată lumea. Sunt și întrebări care nu sunt în legătură cu reacțiile alergice la alimente. Sper să fie de folos, așa cum ne-am propus să am discutat aproape totul despre alergii. Nu ne-am propus să epuizăm subiectul, care nu poate să fie epuizat așa de repede. Dacă aveți noastră un sfat pentru părinții cu copii alergici la alimente... Mesajul de luat acasă pentru părinții cu copii alergici la alimente. Vă rog să aveți o strânsă colaborare cu cadrele didactice și personalul din cabinetul medical școlar. Vă poate ajuta foarte mult copilul dumneavoastră să fie în siguranță. Asta e cel mai important mesaj pe care îmi doresc să-l rețină părinții unor copii alergici. Vă mulțumim foarte mult, le mulțumim și criticării.